Potrivit medicului, alergiile sezoniere în Republica Moldova se fac prezente în perioada martie-octombrie, iar neprotejarea poate duce uneori și la efecte severe. Cel mai frecvent alergiile sezoniere sunt prezentate sub forma clinică de rinoconjunctivită alergică, adică acele simptome de obstrucție nazală, nas înfundat, strănutul frecvent în salve, pruritul nazal, ocular, acea tusă pe perioada zilei, până la accese de astm și, desigur, formele de afectare cutanată, cum este dermatita alergică, urticaria. Infecția de COVID-19 îngrijorează mulți oameni, iar simptomele acesteia pot fi confundate deseori cu cele provocate de alergiile sezoniere. Iată de ce, în ultimul an, numărul persoanelor care au vizitat alergologul a crescut considerabil. Și la acest capitol, Stella Eftodiev a venit cu precizări. Alergia nu se începe cu prezența febrei, mialgii intense, frecvente, oboseala foarte intensă sau acel de tusă seacă chinuitoare pe întreaga parcursă zilei, așa cum debutează infecția provocată de virusul SARS-CoV-2. Să știți că pe parcursul perioadei pandemice, pacienții alergici care au primit tratamentul de fond, acel corticosteroid inhalator recomandat de la medicul alergolog care a ținut sub control maladia alergică, nu au făcut forme grave și virusul SARS-CoV-2 a debutat în forme de ușoare sau medii. Pentru că orice problemă are și o soluție, alergologul a accentuat care sunt măsurile de protecție. Cât despre tratamentul cu antihistamine, recomandat pentru cei predispuși alergiilor, Stella Eftodiev menționează că este important să fie coordonat cu medicul specialist. Pacienții alergici la polen, sensibili la polenul sezonier, deja cunosc că în prima jumătate a zilei concentrația de polen este mai crescută și în zilele însorite și când sunt prezenți curenții de aer mai intenși, au un risc mai exagerat de a face forme mai agravate de alergie sezonieră și în contextul pandemiei, respectarea regimului, purtarea măștilor, care foarte este eficientă pe perioada alergiei sezoniere, ținând cont de pătrunderea unei concentrații mai scăzute de polen, la fel ochelare de protecție și nu uităm neapărat de metodele de prevenire, respectarea regimului de igienă personală, după aflarea la aer liber, igiena foarte riguroasă al hainelor și a tegumentelor. Polenul de la ambrozie, pelin, lobodă și cânepă prezintă un risc pentru circa 20% din populație, mai ales în condițiile în care poluarea aerului atmosferic și modificările condițiilor climaterice persistă. Astfel, persoanele predispuse sunt îndemnate să respecte măsurile de profilaxie și tratament în fiecare an. Daniela Danilova, Victor Mogâldea, Accent TV.